Hello! Voi era dor de mine că mie mi-era tare, tare dor de voi și dacă vedeți că filmez într-un mod ciudat, într-un mijloc ciudat, pe jumătate perete, pe jumătate perete, este pentru că încă suntem în construcții. Dar se va termina în curând toată treaba asta și îmi voi aranja și eu un colț de filmat. Mă nebunește părul pe care abia l-am spălat. Hello, dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Mă bucur tare mult să vă văd din nou în acest format minunat. Și asta pentru că mi-am făcut un pic, foarte un pic de spațiu în toată nebunia de pe la mine, de prin casă. Și am zis să filmez un clip de empties pentru că am strâns câteva produse pe care vreau să vi le arăt și să scap și de punga asta. Știu că am zis că nu o să vă mai arăt parfumuri în clipurile cu empties, dar o să vi le arăt, vă spun părerea mea despre ele, după care când strângem mai multe sticle facem iarăși un clip de parfumuri terminate. Iarăși știu că YouTube ne oprește comentariile, așa că va fi o joacă continuă de șoarecele și pisica între mine și YouTube în a porni comentariile. Și ca să nu mai lungesc introducerea și pentru că este foarte cald, am un reflector direct pe față, zic să începem. În primul rând am terminat un șampon de la Head & Shoulders, este vorba despre acest șampon, Head & Shoulders 2-in-1 Classic Ocean, Classic Clean, pardon. Eu am văzut Ocean. Un șampon pe care îl folosesc este singurul pe care pot să-l folosesc. Îmi curăță părul și nu îmi cauzează mătreață. Îmi place. O să încep să-l folosesc pe cel cu cafeină. Să vedem dacă smulge mai puțin păr atunci când mă spăl. Momentan sunt mulțumită de Head & Shoulders. Mă spăl cu el de foarte mulți ani. Nu am niciun fel de problemă și am un fel de păr care mă deranjează. Dar da. Head & Shoulders, ce pot să zic. Am terminat și un borcan din ăsta de cafea solubilă de la Nescafe. Așa arată el. Este un Nescafe Delicate Taste Crema. E o cafea solubilă mai mică în granule mari care se topește mai ușor și cu care îmi fac frapeuri. Pentru că în ultima vreme când sunt acasă îmi place să îmi fac frape, așa că asta fac, asta execut. Îmi place, nu am consumat singur un borcan din ăsta, mai fac și când vine cineva în vizită, îi mai fac și soacrii mele, dar este foarte bun, l-am recumpărat. Ok, un parfum, prim parfum terminat din această cutie, este Green Tea de la Elizabeth Arden, care arată cam așa. Un parfum care mi-a plăcut, l-am cumpărat anul trecut, îl folosisem jumătate și am zis ok, anul ăsta este cazul să-l folosim, să-l terminăm. Un parfum foarte interesant, cam singurul parfum citric care mie îmi place, asta pentru că are lime, are mentă, are ceai verde, e răcoritor și faci baie în el și l-am avut la muncă și m-am dat cu el toată ziua și m-am nebunit pe toată lumea, dar mi-a plăcut. Un parfum care chiar mi-a plăcut, dacă o să rămân fără citrice în această viață, o să mi-l cumpăr la un moment dat, deși nu prea cred. Un produs pentru casă este un produs de la Sano, Sanobon Lavender Scented, așa arată el, este un odorizant din ăla de toaletă, l-am luat pentru că am fost într-un magazin Brico de Pop, este de genul ăsta pentru că am renovat și bucătăria și am avut nevoie de niște ustensile. Și am găsit și chestia asta, nu este terminată încă, o am la baie, dar mi se pare foarte interesantă și mi se pare un pic mai eficientă decât cele pe care le foloseam noi. Mai mult de atât, ea zice că este valabilă până la 800 de spălări. În două zile nu s-a tras de 800 de ori apa, dar o să vedem. Dacă ține mai mult decât sunt celelalte, de acum încolo doar pe astea o să le iau de la Brico. Un săpun de mâini pe care l-am folosit jumătate pe mâini, jumătate să fac spumă în cadă. Asta pentru că mă săturasem de miros. Eu nu miros gelurile de duș și săpunurile lichide în magazine pentru că nu mi se pare ok. Le deșurubăm, intră aer și atunci persoanele care o să le cumpere, cel mai probabil o să cumpere un produs expirat. Nu mai faceți asta.
Și pe principiul ăsta mi-am luat și eu de la Balea acest săpun lichid de mâini, pe care l-am folosit într-adevăr jumătate pe mâini și jumătate ca și spumant de baie. Asta pentru că mirosul nu a fost unul tocmai care să mă leșine. El zice aici Happy Melody, nu înțeleg ce scrie, dar mirosea dulce, cam prea dulce pentru perioada asta. Iar în perioada asta am o obsesie cu piersicile, cu mango și cu lăcrămioarele. Da. Deci ăsta n-a fost cea mai fericită alegere. O să mai încerc să pun lichide de la Balea, dar cu siguranță o să fiu puțin mai atentă la aromă și o să citesc aceea pe spate cu ce anume este. Aici îmi zice cu aromă flor, cu arome floral fructate. Mi s-a părut mai mult fructat, dar a fost foarte, foarte dulce și usca un pic mâinile, un pic mai mult decât ar fi trebuit să le usuce, așa că l-am folosit și ca spuman de baie. Două chestii yummy de mâncare. Avem aici două înghețăți. Două înghețăți de la Twister. Și prima este una cu portocală, mango și smeură, care este absolut delicioasă, dar asta este dulce. În schimb, asta, după care îmi plouă în gură și mai am una în congelator, este cu măr, lămâie și afine. Asta cu măr, lămâie și afine este preferata mea. Dacă vreți o înghețată cu suc, cu suciulete, mai dulce, vă recomand pasta cu mango, are un gust absolut demențial. Dacă vreți ceva să vă răcorească și acrișor, asta la altă, pentru că îmi plouă în gură. Sunt foarte bune. Da, sunt calorice, dau prăștiniele, dau zahăr, I don't care, pentru că o viață am, lăsați-mă să mă răsfăț. Dacă vreți ceva bun, asta sunt cu siguranță. Am aici un produs pe care îl arunc și am folosit jumătate din el, m-am chinuit să-l folosesc, dar nu are rost să mă mai chinui să folosesc produse aiurea, pentru că nu îmi place și mă simt foarte, foarte ciudat atunci când îl folosesc. Este vorba despre Versace Parfum Dylan Turquoise Parfum Body Gel. Nu este o loțiune de corp, este un gel de corp parfumat, mai are foarte puțin în el, cam un sfert, dar nu mai, efectiv mai pot, mai am nervi. El ar trebui să miroasă ca și parfum, ca Dylan Turquoise miroase, dar miroase un pic mai lemnos, iar textura este una extrem de lipicioasă. După ce te dai, simți efectiv că te ține pielea, dar nu te ține pielea că nu e hidratată, te ține pielea din cauza produsului, zici că ai mai pus o piele pe tine. Și nu-mi place deloc senzația, am folosit 3 sferturi din el, dar nu vreau să mă mai chinui, ăsta nu. Am mai terminat un produs pe care l-am primit acum de Crăciun de la prietena mea, Alexandra. Este vorba despre un odorizant de cameră care a mirosit a roasted chestnut. Mi-a plăcut foarte mult. A mirosit demențial, încă mai miroase sticla, a mirosit a nuci prăjite, a castane prăjite. A mirosit demențial. Pe ăsta l-am folosit o perioadă de timp în camera mea, apoi l-am mutat în camera cu parfumuri și apoi l-am mutat în baie. S-a descurcat extraordinar în ambele situații, s-a terminat extrem de greu pentru că l-am deschis de la Crăciun. Deci, da, din păcate asta nu se găsesc la noi. Și trecem peste. Hai să mai mergem tot cu un alt produs de băut mâncat. Vreau să vă arăt și această limonadă de la Timbark. Așa arată ea, este o limonadă cu lămâie și lime mix, e dulce, nu pot să zic că e neapărat limonadă fără zahăr, să simți lămâia aia puternic, dar a fost destul de bună atunci când îmi era cald și e foarte bună dacă o țineți la frigider. Are măr, lămâie, lime, mărul îi dă dulceața. Ei mai au și cu smeură și cu pepene, le-am încercat de-a lungul timpului pe toate, dar în cazul în care sunteți iubitoare de limonadă, aveți aici. Nu una foarte sănătoasă, dar hei. Un alt produs pe care l-am terminat și l-am adorat și mi-a plăcut și tai de capul meu, cred că mi l-aș lua în cantități de 7 litri, este acest gel de duș de la Yves Rocher cu piersică și anason stelat. Nu se simte niciun anason stelat, miroase a piersică, a persică, a persică și îmi place foarte mult mirosul lui. Sunt îndrăgostită, am și spray-ul de corp din gama asta și îmi place foarte mult.
Așa că n-are rost să vă mai bat la cap. Îmi plac gelurile de duș de la Ivrosie, iar ăsta cu piersică, foai de capul meu. Superb. Am mai terminat și de la Balea un Fruit Fantasy Dush Peeling. Un gel de duș cu particule exfoliante care mi-a plăcut în ceea ce privește textura, dar nu mi-a plăcut în ceea ce privește mirosul, pentru că era un miros grețos. Nu știu de la ce, el zice că e cu fructe, habar n-am. Mirosea ceva tropical, dar destul de grețos. În schimb, pe partea de exfoliere blendă a pielii, de curățarea pielii, a fost ok și mi-a lăsat și pielea hidratată, adică nu simțeam că mă ține pielea și că sunt neapărat nevoia de cremă de corp după el. O să-l mai recumpăr, dar cu siguranță în alte variante, nu în același miros. Uite că mai am un parfum terminat aici, discutăm despre Chloe Nomad, mi-a plăcut. Cu parfumul ăsta am tot avut relații de love-hate, în sensul în care ba îmi place, ba nu-mi place, ba îl vreau, ba nu-l mai vreau, uite acum când îl miros îmi place. Dar nu este un parfum pe care să îl recumpăr, cel puțin nu momentan. Nu știm cum se schimbă gusturile. E un parfum șipră pe bază de mușchi de stejar, are și ceva corcodușe, ceva citrice în deschidere, are și ceva dulceac, ceva flori, e foarte frumos. Un parfum bun pentru orice anotimp. Mi-a plăcut, aveam momente în care pur și simplu l-adoram și mă simțeam super bine purtându-l și momente în care nu prea aveam chef de el. Dar asta mi se întâmplă în general cu mai toate parfumurile, mai toate, nu chiar cu toate. Dar a fost mișto, m-am bucurat de el, îi mulțumesc Alexandrii pentru el, l-am golit și pe dumnealui. Mergând mai departe la gama de produse de casă, avem și niște șervețele pentru captarea culorii de la Pepco. Sunt astea, nu mai știu cât am dat pe ele, 6,50 lei și au fost 15 bucăți. Îmi plac la fel de mult ca cele pe care le cumpăr din Carrefour. Nu îmi cumpăr clasicele Color Catcher, stau pe jos în cazul în care nu știați, dar folosesc alternative din astea mai ieftine. Astea se numesc Paclan. Le-am avut și pe cele de la Penny și mi-au plăcut de la Palor, parcă erau, și acum le am pe cele de la... sau Palor se numesc astea pe care le-am acum, mă rog, iar acum le-am pe unele din Carrefour, tot așa, pe la vreo 6-7 lei. Îmi plac, ajută să nu se mai transfere culoarea, așa că, na. Nu văd sensul în a cumpăra neapărat Color Catcher, pentru că nu am atât de multe lucruri colorate. Adică am, dar le spăl separat. Am terminat și un odorizant din ăsta de cameră de la Eiffel, așa arată el, ăsta cu pepene galben mi-a plăcut super, super mult și ați văzut în clip, unul dintre clipurile anterioare, că am și parfumant de cameră, mă rog, tub, spray pentru cameră. Ador aroma de pepene galben, am deschis-o și pe cea cu bubblegum, dar nu îmi place chiar atât de mult. Preferatul meu este ăsta cu pepene galben și cel cu cafea, momentan. Următorul produs terminat de aici este încă un parfumel, o apă de toaletă dintr-o ediție mai veche de la Yves Rocher. Așa a arătat ea, se numește Mugue en Flor și are miros de lăcrămioare. Pe ăsta l-am folosit seara când mă puneam la somn și l-am mai folosit și în vreo 2 zile. L-am primit de la Natalia, n-a fost plin, n-am mai avut cam un sfert în el și m-am bucurat foarte mult de el. Obsesia cu lăcrămioare continuă, dar nu lăcrămioare indolice. Dacă vă place mirosul de lăcrămioare, cei de la Yves Rocher îl au și anul ăsta, dar într-un alt ambalaj. Miroase foarte frumos, e un miros de lăcrămioare cu ceva ierboș, nu-i deloc indolic, e proaspăt și liniștitor. Mi-a plăcut și el. Păstrăm sticluța. Un balsam de rufe pentru iubitarele de cocos este acest balsam de rufe de la Cocolino. Un balsam de rufe concentrat pentru 58 de spălări, Ultimate Care, care nu ne zice cu ce este. Miroase a cocos. A mirosit a cocos. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a ajuns, cred că am spălat cam de vreo 58 de ori cu el, mi-a ajuns destul de mult timp. Nu are un miros extrem de puternic, dar în momentul în care ții hainele pe tine, simți adierea aia de miros de curat cu ceva cocos și mi-a plăcut foarte mult.
Și sunt o variantă foarte bună chestiile astea ultra concentrate, pentru că pui un dopuleț din ăsta mic, ți-ai rezolvat treaba. Super bun. Mai scumpicel, dar bun. Bun. O să arunc și o mască de față, a new revitalizing copper mask, peel off. Am folosit-o o perioadă, nu mai folosesc măști peel off, nici nu o dau mai departe, pentru că nu smulge treburile ca lumea. Așa că nu are rost. Am mai folosit și o mască de față de la Elmi Plant. Este vorba despre această mască detox. Îmi plac foarte mult măștile de față de la Elmi Plant, pe lângă faptul că a hidratat fața, a și lăsat pielea fină și catifelată și parcă s-a văzut așa mai curat. Dar trebuie și ele folosite pe termen lung. S-a mai terminat și un gel de duș de la Dove din rezervele soțului meu de geluri de duș de la Dove, Dove Care by Nature, Nourishing cu unt de cacao și hibiscus. A fost ăsta și a mirosit absolut demențial, pentru că mai bag și eu degețelele la ele, mă mai spăl și eu cu ele. A mirosit absolut delicios, a mirosit a unt de cacao, a cacao efectiv, chiar mi-a plăcut și a butter. Cred că e o combinație între unde și ea și cacao. Gelurile de duș de la Dove hidratează, spală, curăță, nu le reproșăm nimicuța. Am mai terminat și o apă termală de la Beiuș, așa arată ea. Am avut-o în geantă, apoi am lăsat-o în sertar acasă, apoi am luat-o din nou în geantă până s-a terminat. A fost o variantă din asta micuță, îmi plac apele astea termale de la Beiuș, mi se par mult mai bune și decât cele de la Aven și Vichy. Fac o treabă destul de bună, îmi reîmprospătează tenul, dar menține senzația de răcorire pe mai mult timp. Iar în momentul în care mă trezeam dimineața după noapte în care n-am dormit foarte bine pentru că piticul m-a chinuit, asta era cea mai bună soluție pentru a mă trezi. O folosesc în general după ce mă spăl pe față înainte de aplicarea serului. Apoi am mai terminat un gel de duș, mamă, dar am terminat la geluri de duș, de la Balea Limited Edition Hawaiian Dream. Așa a arătat el, a mirosit a ceva cocos și hibiscus și a fost un miros interesant. Gelurile de duș de la Balea le iau pentru miros, miros atunci pe loc când mă spăl. Deci n-am nevoie să miroasă mai mult, important este să mă simt bine atunci când mă spăl, că de-aia le folosesc. Îmi plac, dar usucă pielea, vin cu o cremă hidratantă după. Un gel de duș iarăși bun, mi s-a părut ăsta de la Versace Parfum Dylan Turquoise. Pe ăsta a mirosit mult mai apropiat de mirosul parfumului decât a mirosit gelul parfumat pentru corp. Nu știu ce a fost în capul lor să facă gel parfumat pentru corp, nu mă întrebați. Dar ăsta a fost gel de duș, ăla era ca un fel de cremă de corp și mi-a plăcut. Chiar m-am simțit super bine folosindu-l, îmi mirosea un pic a guava, a florea, ceva, m-am simțit super fancy schmancy. Și na, am venit cu parfumul, l-am folosit. Am mai terminat și un șampon de la Kalos Silver Reflex. L-am folosit o perioadă, după care l-am lăsat într-o parte și mai aveam puțin în el și l-am luat la folosit. Un șampon care neutralizează tonurile de galben din păr. Da, vi-l usucă, rău. Mai am un gel de duș, uite, ăsta este pentru Raluca, te pup, Ralu, de la Wanger from Bu, care este un gel de duș cu mango de la Yves Rocher, care a mirosit demențial. Mi-a plăcut la fel de mult cum îmi place și cel cu piersică. Dacă ar fi să fac un top al gelurilor de duș de la Yves Rocher, pe primul loc este cel cu piersică, pe al doilea cel cu cafea și pe ultimul loc este ăsta cu mango. Dar mi-a plăcut și ăsta foarte, foarte mult. Dacă iubiți mango, dacă vă place aroma de mango, mango proaspăt, nu foarte copt, aveți aici. Am mai terminat și de la... pe ăsta l-am luat din Deichmann. Când mi-am luat încălțăminte sau geantă, nu mai știu ce mi-am luat, cred că încălțăminte, Foot Care Spa Silky Way, spray cu mătasă naturală pentru picioare, ajută să nu-ți mai miroasă picioarele, să nu-ți mai transpire. N-am văzut mare chestie. Deodorante n-am terminat pentru că folosesc 4 în prezent, că fiecare are câte ceva care mă enervează.
Mai am un pic, dar arunc și acest tratament împotriva căderii părului de la Yves Rocher. A făcut o treabă foarte bună în momentele în care chiar aveam probleme cu părul. În perioadele în care l-am folosit, chiar a mai diminuat căderea părului. Este un ser de tip gel care se aplică pe rădăcina firelor de păr. Se masează bine, mai am foarte puțin în el, dar a trecut ceva timp de când l-am și nu mai miroase bine. Pe principiu vechi și trebuie să aruncate, am și două creioane de buze. Primul este de la Diego de la Palma în nuanța 80. L-am primit eu la un moment dat de la Alexandra Andrei într-un colet de Crăciun something something. Mi-a plăcut foarte mult creionul și era foarte mare. L-am folosit până a ajuns așa, pigmentat, rezista, nimic de reproșat. Și mai aruncăm și unul de la NYX într-o nuanță care nu se mai vede, în nuanța Cafe, pentru că a rămas atât și a expirat. Efectiv nu mai miroase bine și am zis că îl aruncăm. Și asta mi-a plăcut. Astea de la NYX nu sunt atât de opace, dar sunt ok. Mai am aici și o sare de baie pe care mi-am luat-o din DM cu cireșe și rodie. Așa a arătat ea. A mirosit demențial la cireșe și a rodie. Și aveți grijă dacă vă luați sarea asta de baie, este roșie și colorează și apa și cada. Dar așa ca și efect, feeling, cum am simțit, cum lucruri de genul ăsta, a fost super mișto și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dacă vreți să o încercați, vă recomand, este într-adevăr 15 lei 450 de grame. O să încerc să o cumpăr și pe aceea la punguță, cu banane și pepene galben, data viitoare când merg în DM, dar asta mi-a plăcut. A fost foarte bună. Și mai am aici un singur lucru, un sirop pentru cafea pe care îl foloseam în loc de zahăr, de la SZC Sirop. Ăsta a fost cu nucă de cocos. Am descoperit de ceva timp că îmi place să beau cafeaua aromată cu fructe, iar ăsta cu cocos și cel cu piersică au fost unele dintre preferatele mele, dar în ultima vreme am început să beau cafeaua fără zahăr. Îmi pun puțin zahăr doar în frappe și cam atât, dar mi-a plăcut foarte mult și el. Bun! Și cam astea sunt produsele pe care le-am terminat în ultima vreme, de ultima dată de când nu ne-am mai auzit. Eu vă mulțumesc de vizualizare, sper că vă era dor de mine, pentru că mie mi-era dor de voi să ne vedem din nou așa. Nu uitați că mă găsiți și pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee and Perfumes. Până data viitoare să fiți frumoase și parfumate. Și dacă cumva vreți să plasați o comandă pe site-ul celor de la Dubai Collection, nu uitați să folosiți și codul MOVE05 la checkout pentru o reducere de 5%. Evident, este un cod de afiliere, primești și eu procent din comanda voastră. Astea sunt produsele, abia aștept să-mi lăsați în comentarii dacă ați încercat vreunul dintre ele. Eu vă mulțumesc de vizualizare, like, share, subscribe, ce mai vreți voi. V-am pupat și ne revedem cu mult drag la următorul clip. Bye!